Acest raport politic nu este despre justiție. Pentru că justiția nu se poate evalua pe bază de zvonuri și nu implică partizanate politice. Acest raport politic este despre partea întunecată a politicii europene, în care cei care execută fără prea multe discuții niște măsuri criminale față de propriile popoare, Băsescu, Boc, Udrea, sunt utili și trebuie să-și păstreze scaunele, în timp ce aceia care au alte soluții și le opun, și li se opun, sunt atentatori la statul de drept. Problema domnului Barroso nu e justiția din România, ci cum să nu piardă colegul și subalternul său, domnul Băsescu, postul din care românii vor să-l izgonească. Domnul Barroso uită să ne spună cum colegii de partid ai domnului Băsescu au modificat legea referendumului, astfel încât demiterea președintelui să devină practic imposibilă. Domnul Barroso uită să ne spună că guvernul Boc nu a reușit în 4 ani de zile să pună în vigoare și în aplicare decât un singur cod din cele 4 adoptate de Parlament. Domnul Barroso uită să ne spună cum de interceptările din dosarele penale sunt imediat în presă, dar dosarele respective stau uitate în sertarele DNA ani de zile. Domnul Barroso uită că justiția nu se poate face de către magistrați cu salarii tăiate și uită să spună că guvernul Ponta a reîntregit salariile magistraților. Domnul Barroso uită însă că am ajuns într-o situație complicată în privința organizării referendumului, tocmai fiindcă onor Curtea Constituțională a decis că într-un fel trebuie ținut referendumul în 2007 și altfel în 2012. E trist, e regretabil că munca a mii de oameni care lucrează în sistemul judiciar e practic anulată, e pusă între paranteze de interesele politice ale domnului Băsescu și ale acoliților lui intern și extern. E trist că noile generații de magistrați români, atașați valorilor și instrumentelor europene, au devenit batjocura unor politruci ca Barroso și Băsescu. Atragem atenția că, prin acest raport politic, mecanismul de cooperare și verificare a devenit o armă împotriva poporului român. Da.